Bună seara! Petrescu și Caras au debutat cu ghinion la Dinama Moscova. Noua echipă a antrenorului român Dan Petrescu și a moldoveanului Emil Caras a pierdut în deplasare în meciul tur din play-off-ul Ligii Europa în fața lui Stuttgart, scor 2-0. Stuttgart a deschis scorul în minutul 72 prin Ibišević. И добивание, но тут совершенно без прикрытия. Același Ibišević a reușit dubla și a stabilit rezultatul final, 2-0 pentru nemți în minutul 90. Да. Вот, пожалуйста, краски сгущаются. В моменте de față situația nu prea bună. На данный момент ситуация очень даже критическая, скажу, плохая. Ситуация, которая мне се подходит перфект. Это ситуация, которая мне очень сильно нравится. Кам тот им помер для экипы, которая в него я жду. Потому что я всегда шел в те команды, которые нуждались во мне и нуждались в этой помощи. Были четыре экипы, которые нам тренировал, а фост на ситуации игра. Последние четыре команды именно в такой ситуации были. Он решил сале ским путин на фазу. Спрессолом мушор. Мы должны начать медленно, спокойно, маленькими шагами. Если нам на начало ту чемпионату ли, экипа я рала зеро ку тот лумен. Era normal să fie alt obiectiv. În momentul de față trebuie să fim realiști și să o luăm de la meci la meci. Meciul retur din play-off-ul Ligii Europa dintre Dinama Moscova și Stuttgart va avea loc marți 28 august, iar celelalte partide din manșa secundă se vor disputa joi 30 august. Internaționalii moldoveni continuă să-și schimbe echipele. Fundașul selecționat Moldovei, Andrian Cașcaval, a revenit la FC Academia. Despre aceasta a anunțat site-ul oficial al echipei. Internaționalul moldovean Andrian Cașcaval, în vârstă de 25 de ani, a jucat 6 meciuri pentru Kayser în campionatul din Kazahstan, unde a fost împrumutat de FC Academia. Pentru Alba Baștri, acesta a bifat 120 de meciuri și a marcat 13 goluri din 2007 până în 2011. Cașcaval a jucat un meci pentru Naționala Moldovei. Un alt fotbalist moldovean, fundașul Nicolae Mincev, în vârstă de 39 de ani, s-a despărțit de Olimpia. Acesta a bifat 22 de meciuri pentru echipa din Bălți din 2011 până acum. Fosta adversară a lui Șerif Tiraspol din Liga Campionilor a făcut un pas important la calificare în grupe. Dinamo Zagreb s-a impus în meciul tur din play-off în fața lui NK Maribor, scor 2-1. Fosta adversară a Șerifului din Liga Campionilor, Dinamo Zagreb, a deschis scorul în minutul 10 prin Ciop. Ataca din nou! Ciop, ciop, ciop! NK Maribor a răspuns în minutul 39 prin autogolul lui Badel. A văzut ce a pridumat, 1-1! Argos! Același Badel a înscris deja în poarta adversarilor în minutul 74 și a stabilit rezultatul final, 2-1 pentru Dinamo. Moment la 2-1. E văzut un 2-1 shot. Într-un alt meci, Bate a trecut acasă de Ironii Kiryat-Shmona, scor 2-0. Echipa din Belarus a marcat primul gol în minutul 29 prin Radionav. Udar! Oaspeții au rămas în 10 oameni în minutul 70, după ce Matović a fost eliminat pentru al doilea cartonaș galben. Același Radionav a reușit dubla și a stabilit rezultatul final, 2-0 pentru Bate în minutul 78. Radionav! 2-0! 2-0! Nu, наконец-то! Meciurile retur din play-off-ul Ligii Campionilor se vor disputa marți 28 august și miercuri 29 august. Francezii de la Olympique de Marseille s-au amuzat de greșeala gramaticală comisă de oficialii de la Șerif Tiraspol. Reprezentanții galbenegrilor au scris greșit numele echipei din Franța și au fost luați peste picior de site-ul oficial al lui Olympique de Marseille.
reprezentanții lui Șerif au dublat un P când au scris numele echipei Olympique de Marseille, motiv pentru care au fost luați peste picior de site-ul oficial al formației din Franța. Șerif este lider în campionatul Moldovei cu 16 puncte la activ, cu două mai mult decât ocupanta locului secund, Dacia. De partea cealaltă, Olympique de Marseille împarte locurile 1-4 cu Olympique Lyonnais, Bastia și Bordeaux, cu câte 6 puncte fiecare. Șerif și Olympique de Marseille se întâlnesc în play-off-ul Ligii Europa. Meci de 5 stele la Tiraspol. Șerif este la egalitate după prima repriză cu Olympique de Marseille, scor 1-1 în meciul tur din play-off-ul Ligii Europa. Șerif a început mai bine meciul, dar prima ocazie importantă a partidei i-a aparținut lui Olympique de Marseille. Șerif a răspuns printr-un contraatac, dar golul a venit din partea francezilor în minutul 18. S-a remarcat Ayou. L'ouverture du score marseillaise, il était au départ de l'action, il est à l'arrivée. Lui veut du temps de jeu, veut... Campioana Moldovei ar fi putut egala în minutul 20, dar Peșić a ratat din fața porții. Șerif a restabilit egalitatea în minutul 27 prin Pajović. Meciul retur Olympique de Marseille-Șerif din play-off-ul Ligii Europa va avea loc joi 30 august în Franța.